Palau de Dudău. Capra. Băi, 2015 va fi Capra. Ce îmi place anul 2015? Va fi anul Capra. Deci, îmi place anul de 2015, la tigru îi place că este tigru. Că mie îmi place tot timpul să pun gagiș capra. Nu, nu îmi place. Da. Așa se zice. Capra. Bă, deci gagii o să fie fericiți în 2015. Eu zic la toate zodiile, gagicile nu le place. Cum adică să pui capră fata? Exact. Dacă cărează la capră. Ce contează? Forează la căcărează. E cel mai mișto. Capră. And the capră, and the bneee. E de-aia cu coane, și cu coada ridicată. Merge capra așa, cu coada aia așa, și găoaza răzbelită așa. Dacă vine țara, cu cioci. Vă zic moda la gagi. Gagicile să nu... Toți o să lasă țicărie de aia de țap. Dar fii atent că țapul are feromon mulți. Putea mox? Cum aoleu? L-ai văzut pe moxul ăla cum arăta și oră câinile ăla? Aoleu, mai bine te duci la câinile ăla urât decât să vezi în țap de la gagii, nu mai ești de cumene de la, pe la pulă, pe la subțior, no. O să fie puturoși. O să-și lasă tăcălie și o să pută. Să vezi, se umple reate pe o de putori, că vine cât un țap de la băie. O să mai fie și de ăștia care respinge capra. Nu vreau capră, dar ce vrei? Turma de oițe. Păi stai, că nu e oiță, poate, nu? Ia de oaie. Eu m-am spălat la coaie. Bine, dacă timp. Îți place merinos de la frumos, du-te la oaie, mie îmi place capra, zice ăla. Ați de ce? De-aia când plăcea un inginer, Justin Capră, care a inventat caloriferul cu încălzire mișto și mașina care consuma un litru pe 300 de kilometri. Și n-a vrut nimeni, a zis, bă, îmi pula mea, ce dracu, mă fac de căcăț. Mașina mea, pula mea, trebuie să consume mai mult decât orice. Și dracu. Trăim în România. La de aia fomiști. Cum? Fomiști? Mă fac de căcat cum ar trebui să nu consume mașina mea. Păi, păi, de ce e criză de benzină? Mă doresc pe mine pula de criză. Tu ești în criză, eu nu sunt în criză. Păi, te plângeai. Băi, și râdeam. Cum adică? Să nu consume mașina mea? Păi ce pula mea? Ce e mașină cretină? Băi, parcă zice. Băi, ziceam eu ce ziceam? Pula mea, poate mințeam. Vreau să consume mașina mea. Cum adică să nu consume? Și cât consumă mașina? Pula mea, când am luat-o de în fabrică, am luat-o de la ăia, până leasing, până ce ai luat-o, până leasing. Consuma 20 de litri pe 100. Cum? Extravilan sau intravilan? Nu știu. Geamantan. Baliză. Ce contează? Baliză. Ceva. Nu știu. Și am umblat eu la jiglere, la injecție, am băgat perfuzie. Și acum cât consumă? Nu mai știu. Mă duc de un peco în peco. De ce? Păi a zis ăștia la reclamă că
are niște veioze de la Cidău, știi, de prin când de Bara până în baie cu veioza pântuneric, așa știi, cam peștera Muierii. Și vreau să cumpăr veioze de alea multe. Deci pe am pula mea 15 copii acasă. Și ce, am spart toate becurile de peste tot. Să le dau veioze pula mea, să vadă și pe acolo. L-am aruncat biscuiți pe jos și pula mea. Să găsească biscuiți, băi, pula mea, vrei să moară copiii de foame. Și de-aia ai îmbratul la mușină. Deci ian de capră. După aia se bucură și Justin Capră stă acolo, bă. Înseamnă că o să-mi patenteze ăștia invenția. La Sfântul așteaptă. Justin Capră, cum la Sfântul? Da, la Sfântul așteaptă. Până te vei deștepta, deșteaptă pe române. Cum, pe? Pula mea. Justin Capră. Păi, ian de capră. Și dacă ian de capră, ce pula mea? Inventează mașina care consumă 100 de litri, își ce rezervor să-i bag? De 10 litri, băi. Nota 10. Fă mașina de nota 10, ce curat.